Dacă nu știi ce înseamnă dizabilitatea și vrei să faci un casting privind soluțiile, vino la Lumen Obiectiv cu Mircea Bratoschi. Suntem la Târgu de Paște, în cetatea Oradea, și iată că persoane cu dizabilități sunt la prima ediție și ele invitate. Ovi Milian, președintele asociației Nu Ești Singur Niciodată, Asociația Deficiențelor Locomotori Bihor, spune-ne câteva lucruri despre această ediție pe care voi ați pregătit-o special. Suntem la prima ediție, noi ca participanți, ca asociație, la Târgu de Paște, aici cu sufla ONG-urilor, cu produse handmade, cu diferite picturi, brățări. Toate acestea sunt confecționate de persoanele cu dizabilități și noi suntem aici nu pentru faptul de a aduna o sumă mare de bani, ci în ideea de a schimba mai mult mentalități și de a fi în mijlocul comunității și de a pune în valoare abilitățile care le au persoanele cu dizabilități și fiecare sunt în jurul nostru să înțeleagă că fiecare persoană are o abilitate specială, chiar dacă noi suntem un scaun rulant. Faptul acesta nu ne afectează să fim oameni activi, implicați, că unii dintre noi suntem cu facultăți terminate, alții fac produse handmade, ci fiecare are locul lui și este implicat în această asociație a deficienților locomotori. Orădenii sunt interesați de handmade-ul pe care persoanele cu dizabilități l-au făcut special pentru Paște? Da, sunt interesați, am văzut că au interes, vin, se uită, privesc. Suntem aici să dialogăm cu ei, să le spunem despre noi, să le spunem activitățile care le desfășoară Asociația Deficienților Locomotori în județul Bihor. Și dacă ești o persoană cu dizabilități locomotorii, te rugăm să ne contactezi, te înscrii pe pagina de Facebook sau la numărul nostru de telefon care l-avem pe pagina de Facebook, să ne contactați, să fiți împreună cu noi. Chiar dacă vreți să fiți voluntari sau să vă implicați într-un fel în Asociația Deficienților Locomotori, vă invităm să ne contactați și împreună să colaborăm și să facem o lume mai bună. Un mesaj pentru persoanele cu dizabilități, dar și pentru cetățenii Oradei care vizitează acest an de sărbătorile pascale. Vă doresc un Paște fericit, sărbători fericite și binecuvântate, vă doresc și multă sănătate. Și ce vă mai doresc persoanele cu dizabilități? Să ieșiți afară, să fiți activi, să vă implicați, să fim în societate, să fim un agent care transformă și care dă valoare societății. Putem lucra acesta, chiar dintr-un scaun rulant. Suntem la Târgul de Paști, la standul persoanelor cu dizabilități, la cele două asociații pe care Oradea le are. O să vedeți aici Asociația Deficienților Locomotori Bihor și președintele aici, dar și Nu Ești Singur Niciodată și Livia face parte din această asociație și poate să ne spună despre picturile și cum e să fie aici prezentă pentru prima dată, pentru că la expoziție deja are experiență. Prima dată când sunt aici cu asociația, cu pișturile mele, eu am participat așa la multe expoziții, am și un loc unde lucrez acolo în policlinică expusă pișturi. Îmi place să reprezint și aici, să vadă lumea ce pot face eu, mamă, prietenă și colegă aici în asociație și atât în scaun rulant care și ea pictează. Mai e o altă colegă în scaun rulant care face pe sticle cu metoda șervețelului, celelalte care le mai avem aici de alte persoane și cu handicapul mental sunt, pot să fac câte ceva, au anumite abilități. Ne place să lucrăm. Picturile tale au fost căutate în această perioadă de Paște? Da, tot majoritatea cu flori, cu ouă, cu iepuraș, astea cel mai mult apreciate. Pasionații de... Dacă ar fi să faci un top așa al picturilor care s-au
vândut cel mai mult? Cel mai mult cu flori și asta de copii, dar și peisaje. Ce atrage lumea? Ce are un punct de atracție, nu știu. Fiecare ce-i place. În general văd că le place. Vându până acum toate tablouri aici, a luat și multe ouă, s-au vândut și ornamente și sunt apreciate de oameni. Un mesaj pentru orădeni, bihoreni și persoanele cu dizabilități cu ocazia sărbătorilor pascale. Eu tuturor sărbători fericite, să vă miște timpul că Dumnezeu este cu noi și să fiți utili societății. Nu știu că fiecare persoană cu dizabilitate poate să facă ceva, chiar dacă are toate, cum să zic, membrele sau și capul nu funcționează chiar așa bine, tot poți face ceva util, fiecare cu ce poate. Mulțumesc are mult și iată că persoane cu dizabilități se adună și ele să fac utili societății. Pentru fiecare lucru de aici merită felicitați fiecare dintre voi. Suntem cu Cristina și ea una dintre participantele la Târgul de Paște, aici cu persoanele cu dizabilități. Cum este pentru tine la prima ediție după ce ai participat și la alte expoziții? Îmi place foarte mult să cunoaștem oamenii și oamenii să ne cunoască pe noi. Suntem primiți foarte călduroși. Am mai fost și la alt târg, acum o săptămână în Paleu. Și ne-am simțit foarte bine. Ce vreți să transmiteți prin prezența voastră la aceste târguri de Paște? Să ne mai cunoască lumea, să fim ca și un fel de model. Dacă vorbim despre câte lucruri ați vândut vis-a-vis de picturi, de tot ceea ce voi ați expus cetățenilor din Oradea și Bihor, dar și din Paleu, cum a fost? Au venit oamenii, au fost curioși și interesați de produsele pe care voi le-ați făcut? Da, au fost foarte interesați și pentru tablou, și pentru produse de Paști, și pentru produse așa de primăvară. Și au chiar comandat și alte produse noi. Ce a fost mai vândut sau cumpărat de către oameni? Și tablouri, și aranjamente, și bijuterii, mai mult tablouri. Din tablourile tale, care a fost cel mai căutat? Le plac peisaje, flori, am mai avut și alte tablouri abstracte, așa cu primăvara. Okay. Un mesaj pentru persoanele cu dizabilități și orădenii care și bihorenii care ne urmăresc. Toți sunt frumoși, activi și să se implice dacă au chef să vină cu noi.